Furtună puternică în această seară, în mai multe județe din România. Este vorba despre Olt, Dolj, Gorj și Vâlcea. Dar ce aveți pe ecran este ce s-a întâmplat dincolo de Carpați, în județul Cluj, chiar în Cluj-Napoca, în municipiu. Imaginile sunt încă de zi, deci în această seară, când încă nu se întunecase, după o ploaie puternică, s-au blocat drumurile, dar mai ales, așa cum se întâmplă, în pasajele subterane. Aici este vorba despre un drum care trece pe sub un pod, din cauza debitului foarte mare, cantității mari de ploaie, de apă, nu au mai făcut față canalizările și atunci oamenii au ajuns în situația pe care o vedeți, mașini plutind, mai devreme vedeam și un tramvai blocat, deci în mod evident acolo a fost o mare problemă din cauza ploii abundente într-o perioadă scurtă de timp, o cantitate mare de apă. În județele de dincoace de Carpați au fost mari probleme și cu grindina. Vânt puternic, iată aici vedem cât de mare a fost bucata de gheață, aproape cât mingea de ping-pong, mi s-a spus că la un moment dat era chiar cât mingea de tenis, bucăți mari de gheață, deci, care au reușit să perforeze capotele mașinilor, să găurească fațadele caselor și, în mod particular, la Drobeta, Turnul Severin, vântul puternic a distrus un acoperiș care, la rândul lui, în cădere, a prins un altul. Ambele acoperișuri au căzut peste mașini, înțelegem că nu sunt victime. În continuare, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență încearcă să înlăture urmările acestor furtuni puternice. Ne spun meteorologii că așa va fi vremea în următoarele 24 de ore, cel puțin. Temperaturile scad cam cu 10 grade Celsius și știți cum se întâmplă atunci când trecem de la foarte cald la ceva mai rece. Schimbarea asta este cu mare violență. Apar furtunile, vânt puternic, ploaie, chiar și grindină. Pe ecran este traseul pe care îl urmează această furtună. A intrat în România prin sud-vest și își continuă marșul către estul țării. Înțeleg că acum furtuna pare să atingă și capitala, văd asta din harta Windy, a ajuns până în dreptul capitalei, o viteză destul de mare de deplasare, probabil că până mâine dimineață va fi măturat deja tot teritoriul național, jumătatea de sud a țării. Colegii ne țin branșați la toate informațiile care vin din aceste județe unde a existat cod roșu de furtună. Repet, a fost vorba despre județele Mehedinți, Gorj, Olt, Dolj și Vâlcea. Haideți să mergem în Italia. Pentru că acolo au mers liderii G7, într-o mică localitate, o stațiune, înțelegem, Borgo Egnazia se cheamă, în sudul Italiei, unde liderii G7 au fost întâmpinați de Giorgia Meloni sub un măslin. Fotografia de grup este acum pe ecran, dar mult mai interesante sunt fotografiile, imaginile care au fost filmate atunci când Giorgia Meloni i-a primit pe domnii din această fotografie de grup. Vom intra în detalii imediat. Să vă spunem că pentru Politico această reuniune G7 arată mai degrabă ca cina cea de taină decât ca o demonstrație de forță, pentru că mulți dintre liderii politici care se află acolo sunt cu mintea în altă parte. Au probleme din cauza alegerilor, au probleme din cauza crizelor interne, au probleme, spune Politico, inclusiv din cauza faptului că unii dintre ei, vezi Rishi Sunak, se agață de putere. Iată fotografia de pe ecran, premierul britanic împreună cu Giorgia Meloni. Imaginile video sunt și mai interesante decât ce vedeți acum pe ecran. Le vom analiza. S-a mai discutat, s-a mai vorbit despre abilitatea Giorgiei Meloni de a-i pune în mișcare într-o anumită manieră politică pe bărbați. Ar avea o influență specială asupra bărbaților și există și un acord. Un acord politic important. Liderii G7 sunt de acord ca activele rusești blocate în țările G7 să fie folosite pentru a-i ajuta financiar pe ucraineni. Comentăm cu invitații noștri, vă reamintesc, în studio Ion Meioniță, Ion Bogdan Lefter, Cristian Pârvulescu și ni se alătură de la Cluj Radu Albu Comănescu, profesor al Facultății de Studii Europene. Bună seara!
Bună seara din Cluj-Napoca. Unde a fost furtuna puternică, am văzut imaginile. Absolut. Vedeți ce înseamnă să avem alegeri care ne transformă orașul într-o Veneție la fiecare 15 zile. Mă tem că oricum ați alege la ploile atât de abundente, nicio canalizare nu face față. Ni s-a explicat de multe ori că nu sunt construite canalizările pentru ploile catastrofale. Asta e. Sper ca până mâine toată apa asta să se ducă la o parte, să se ducă din calea mașinilor. Domnule profesor Albu Comănescu, apropo de cina cea de taină organizată de Giorgia Meloni și de faptul că liderii G7 sunt cu mintea în altă parte, asta înseamnă că planul lui Putin merge? A reușit Putin să dezbine Europa, să dezbine lumea occidentală? Deocamdată nu, cel puțin unitatea de fațadă este bine menținută și vedem în raporturile foarte amicale pe care le întrețin cei prezenți în Italia o anumită convivialitate care e menită să transmită o imagine de unitate, dar știm foarte bine că toți cei care erau prezenți acolo, cu excepția remarcabilă a Giorgiei Meloni, au o foarte puțină simpatie în rândul electoratului și pe Twitter, sau mă rog, X, circulau o serie întreagă de fotografii în care deasupra fiecăruia din primii miniștri respectivi, inclusiv von der Leyen, ca reprezentantă a Comisiei, era plasat procentul de ostilitate a publicului la adresa lor. Giorgia Meloni stătea foarte bine cu doar 10%, deci pe undeva reușise să condenseze cumva opinia publică majoritară din Italia și probabil este exact ceea ce îi dă cumva șarmul și șarmul pe care îl exercită asupra celor care și-ar dori același procent de antipatie publică pe care l-are ea. În același timp e transformată într-un model destul de interesant și poate vom avea ocazia să discutăm și acest lucru, pe care francezii din extrema dreaptă ar dori să-l importe prin normalizarea fostului Front Național, Adunarea Națională, Rassemblement Național în acest moment, în acest format. Ei, solidaritate, deci, în aparență, în substanță, până la un punct, Germania rămâne cu anumite ezitări în privința livrării de armament, mă refer la Taurus, în primul rând. Franța a intrat într-o spectaculoasă vrie politică care mă face să mă gândesc la derivele din sud-estul Europei în anii 90, statele cu o instabilitate absolut cronică. Deci nu știu cât suntem de uniți, dar ne ținem bine, ca să spunem, așa unii de alții, cel puțin. Domnule profesor, nu sunteți de acord. Cu ce nu sunteți de acord? În primul rând, nu cred că Reuniunea Națională vede în Meloni un model. Este vorba de un partid pro-rus, este vorba despre ceea ce nu-i cazul. Eu nu sunt dintre cei care o numesc pe Meloni post-fascistă, este fascistă. Pur și simplu, politicile pe care le propune sunt politici care sunt în continuare a lui Mussolini, nu de partidul ei este. De altfel, la alegerile europene n-a fost plebiscitată. A luat 28% față de 24% Partidul Democrat. Așteptarea era să ia undeva peste 30-40%. N-a fost un plebiscit, dar da, a rezistat. Însă revenind acum la model, Meloni este din nefericire sau din oportunism întreținută de doamna von der Leyen, care se gândește la o posibilă alianță cu conservatorii, o alianță care este, din punctul meu de vedere, foarte periculoasă pentru viitorul Europei. Cred că scorul pe care l-a obținut o va face pe doamna Meloni să devină puțin, pe doamna von der Leyen să devină puțin mai realistă. Însă în Franța, unde situația este într-adevăr foarte periculoasă, din punctul meu de vedere, un rezultat direct al războiului hibrid pe care Putin îl duce cu foarte mare succes în teritoriul francez, folosind modul de gândire francez împotriva intereselor franceze. În Franța situația este complicată pentru că mișcarea de extremă dreaptă va ajunge foarte probabil la guvernare. Vom avea, în momentul de față, sondajele spun... Asta va fi un succes pentru Putin. Absolut. 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 Va fi un succes, va avea... Dar pe de altă parte înțelegeți pariul lui Macron. Macron vrea ca acest puseu extremist să se consume datorită incapacității de guvernare a acestor oameni. A reușit deja să știți că pariul lui e deja parțial câștigat. Dreapta s-a rupt într-o zi, Partidul Republicanilor este fracturat,
partidul lui Zemmour. L-a înlocuit pe președinte. L-a înlocuit, dar el nu recunoaște că e înlocuit. Cu adunarea da, știu, dar da, problema nu s-a terminat. La extrema dreaptă, Marion Mareșal Le Pen s-a adunat cu mătușii sa? A fost exclusă și ea și din partidul revenit. Ei, nu? A fost exclusă nu, de partidul lui Zemmour. Deci dreapta este în momentul de față o situație foarte complicată. Nici stânga nu stă foarte bine. Macron le spune francezilor. Bun, înțeleg că mă urâți. Dar vreți asta? Ce vreți? Da, care este viitorul pe care... Asta, da, sigur. Da, și dar, în plus, Marine Le Pen nu face niciun secret din faptul că este filo Putin, este filo rusă, vorbește despre dorința lui Macron de a trage țara în război. Da, pentru că ai senzația că ai mai auzit așa ceva. Aici nu este vorba numai de ceea ce se întâmplă cu Franța. Dar o guvernare Le Pen, nu direct, că nu vrea să fie premier, evident, vrea să conducă Franța, va însemna blocajul total al sprijinirii Ucrainei? Sigur. Pentru că dacă Franța nu va mai sprijini Ucraina... Și linia dură a lui Macron față de Putin... Olaf nu Scholz va... este și el într-o poziție dificilă în Germania, deci Europa va intra în blocaj, în noiembrie sunt alegeri americane, deci este foarte posibil ca Ucraina să se vadă în 3 săptămâni singură. Ceea ce Putin n-a visat niciodată, că s-ar putea să se întâmple. Este o victorie uriașă pe care o dobândește unde? În interiorul Uniunii Europene, în motorul Uniunii Europene, care este tandemul franco-german. Un tandem care este lovit, împușcat în aripă în acest moment după alegerile europarlamentare. Dezastrul lui Macron în Franța și dezastrul lui Olaf Scholz în Germania. În Germania cu AfD, primul partid în Germania a fost comunist. Da. Ca să ne dăm seama, iată, după 3 decenii și jumătate, ce a însemnat faptul că societatea comunistă ești germană, după ieșirea din dictatura comunistă, a rămas cu mentalitățile și vedem ce se întâmplă, cum extrema dreaptă a câștigat acolo și s-a instaurat ca principala forță politică. Extrem de îngrijorător. Extrem de îngrijorător. Punem și restul. Avem pe Giorgia Meloni, care este rising star în acest moment în Europa și s-ar putea ca toți ochii să se ducă spre ea ca o ancoră de stabilitate, pentru că vedem că îi reușesc lucrurile. Eu aș considera că până acum Giorgia Meloni a făcut o politică favorabilă și Uniunii Europene și Ucraine. Pe față a fost un puternic suporter după ce a ajuns la putere. Să vedem de acum înainte, dacă își păstrează poziția. Dar și cu America, dacă Trump câștigă alegerile, situația devine extrem de complicată pentru toate democrațiile. Pentru democrația la nivel global, situația devine extrem de complicată. Așa că o decizie la G7 acum de a folosi fondurile rusești înghețate sau dobânzile pe care aceste fonduri rusești înghețate le generează, pentru Ucraina este o rază de soare într-un nor de furtună care se îndreaptă spre noi. 200 și ceva de eurodeputați pro-Putin, care oricum vorbesc în numele lui, pe față sau nu, asta e o altă victorie, adăugăm pentru tabloul pe care l-am făcut aici. Da, au ieșit din Parlamentul German când Zelenski a vorbit. Au ieșit din Parlamentul Austriac când Zelenski. Da, bineînțeles. Și acum acești 200 sunt în Parlamentul European, nu aceiași oameni, sigur, dar la aceleași partide au 200 de oameni în Parlamentul European. În mod sigur oamenii ăștia intră în Parlamentul European nu ca să facă politici europene, nu ca să cenzureze sau să aducă îmbunătățiri politicilor europene, ci pentru a face scandal, pentru a sparge geamurile, că de-aia a trimis Putin acolo. Sigur, punctul meu de vedere este că trebuie întotdeauna diagnosticate problemele cât mai corect și mai obiectiv. Acestea sunt victorii, dar sunt victorii parțiale. Dacă spunem că în jumătatea de est a Germaniei, Allianz für Deutschland e primul partid, pe ansamblu Germaniei are 16%, dacă nu greșesc. Da, exact. Deci e al procentul... Al doilea partid cu o șesime din electorat, sau cât rezultă. Da, după 30%. E mult, ar fi bine să nu fie atâta, dar e foarte puțin față de 100%.
parlamentarii, cum vrem să-i denumim, suveraniști de extremă dreapta și așa mai departe, care acum au câștigat populiști, care au câștigat locuri la Strasbourg, sunt mai numeroși decât în legislativul european precedent, dar în continuare minoritari. Nu vreau de aici să se înțeleagă că fac o pledoarie, cum să spun, idealistă pentru, nu, să spun că situația e idilică, ei sunt totuși minoritari, deci totul e minunat. Nu e minunat. Știm că suntem în pline crize simultane, le putem discuta, și la, nu la capătul, în cursul unei succesiuni de crize care ne face deja să avem în urmă peste un deceniu și jumătate de, aproape două, practic. Dacă începem de la 2015, criza migrației, avem, sau nu? Hai să zicem, nu, să începem cu criza economică, 2008. Cu 2008. 2007, 2008, și atunci avem un deceniu și jumătate. Deci, situația, da, e tensionată, sunt multe lucruri teribile. Știți care e întrebarea pe care își o pun oamenii? Întrebarea pe care își o pun oamenii este ok, am ajuns în situația asta, putem vorbi despre cauze, despre felul în care arată electoratul, despre cât de dispus a fost electoratul să plece urechea la discursul lui Putin. Am ajuns aici. Ne consolăm cu ideea că încă nu e atât de rău? Sau nu, ne mobilizăm, putem, și facem, nu, ceva? Dar nu-i neapărat, și dacă nu, da, pentru ce? Că va fi și mai rău. Întotdeauna nu va fi. Nu lucrurile știm dacă, dacă, nu lăsate, dacă lucrurile sunt lăsate așa merg și spre rău. Semnalele nu sunt înțelese, vor derapa de tot. Că poți să stai liniștit să spui 200 de europarlamentari sunt extrema dreapta. Păi tocmai că am spus că nu trebuie să stăm liniștiți. Și să mai spun ceva. Din 700. Ei nu sunt într-un singur grup parlamentar, că nu se înțeleg naționaliștii, extremiștii unii cu alții, evident. Dar dacă ei pe toți sunt mai mulți decât grupul popularilor europeni ca număr. Da. Numai că sunt fragmentați. Bun. Încă ce o dată. Asta e întrebare. Ce facem? Ce facem? În vremea asta Macron are de rezolvat problema cu alegerile, iunie-iulie. În vremea asta Olaf Scholz încă a căzut pe gânduri și trebuie să se gândească cum să-i împace pe în Germania nu se pune problema unei din răsturnări de genul cele franceze. Niciun caz. Ce facem? Și Putin amenință cu bomba nucleară. Putin amenință cu bomba nucleară de 2 ani. În vremea asta noi avem niște, mai avem de vopsi gardul, mai avem de rezolvat cu... Sau avem de votat și iată, două treimi, trei sferturi din populații votează totuși partide democratice și Europa rezistă, Occidentul și-a păstrat coerența, să alegem și lucrurile bune, dar reale. Nu înseamnă să fim naivi, să ne lăsăm pe tânjeală, să zicem că totul e bine dacă sunt 200 de europarlamentari eurosceptici. Nu, înseamnă să fim atenți, vigilenți, dar nici diagnosticele care malformează adevărul realității curente, pentru că exagerăm ceea ce este rău, nu sunt bune. Să ne reamintim cu cine avem de-a face. Un dictator, un sistem totalitar, da, în care lucrurile se fac la comandă. Cum constatăm acum, că am constatat de-a lungul timpului de mai multe ori, cum constatăm acum că lucrurile se fac la comandă? Păi, la televiziunile din Rusia se vorbește despre următorul scenariu. Noi câștigăm războiul nuclear pentru că lovim cu o bombă tactică, iar Occidentul, la halul în care arată acum, nu va reacționa. De ce? Pentru că este frică. Și pentru care are altceva de făcut. Vi se pare că sunt concomitente lucrurile? Vi se pare că situația descrisă la Moscova seamănă cu cea pe care o trăim în Occident? Mi se pare că deciziile NATO nu depind de propaganda rusă. Ei totuși se bucură că pot să o facă. Gândiți-vă că într-o țară NATO ajunge prim-ministru, e adevărat că președintele contează, mă refer la Franța, sigur, un individ care este pe poziții profund antiruse. O țară NATO, pro-ruse, da, pro-ruse. Între noi fie dar vorba... Dar șeful guvernului rămâne președintele, că așa e constituția. E adevărat, dar știți, contează? În perioadele de coabitare, președintele se cam retrage. Exact. Și asta e, adică, e adevărat că politică... Vedeți pe acest președinte retrăgându-se. Eu cred că el vrea să dea bătălia, pe care până acum n-a putut să o dea. Vrea să se confrunte cu ei. Da. Dar, mă rog, asta este... Vom dar vedea dacă va putea. O majoritate în Parlament și un guvern ostil lui... Da. El nu poate va avea o marjă de manevră limitată. Pe premier, nu mai poate să dizolve Parlamentul 12 luni de aici înainte,
Deci riscul este enorm. Absolut. Nu putem să ne jucăm cu cuvintele. Și cum sistemul gravă. Electoral e majoritar. Și dacă oamenii nu se trezesc, ne vor trezi în anul 1938. Suntem. 1939. Și atunci, Germania, sub conducerea lui Hitler, a mizat pe exact același lucru, că Occidentul e prea înspăimântat ca să facă și ceva. Știți ceva? Și a avut în dreptate. Prima fază a avut dreptate. A avut Occidentul dreptate. Era prea înspăimântat și că nu erau conduși de oameni gen Churchill, erau conduși de Chamberlain. Deci, leul a intrat în arenă când deja începuse catastrofa și a salvat. Dar dacă nu era? Ce se întâmplă? Erau pacifiști. Erau pacifiști. Eram cu hârtia aia venită de la München. Am dat Cehoslovacia. Va fi bine, v-am adus pace. Nu ne interesează. Ce e aia Cehoslovacia? Și apropo, luați-o. Și l-au aplaudat. Am dat Polonia. Lucrurile pot scăpa de sub control foarte ușor dacă intrăm pe o nu spun că acum tot e o catastrofă, Doamne ferește, avem într-adevăr 70%. Mulțumesc măcar și pentru atât. Dar să oprim bolovan. Să nu fim realiști și să nu înțelegem că suntem în pericol și să nu încercăm să ne trezim. Și într-adevăr, Occidentul să nu cedeze la un șantaj de acest tip, pentru că altfel cedând în fața agresorului, agresorul va deveni și mai agresor. Tocmai că nu cedează și Uniunea Europeană, și Statele Unite, Canada, NATO, toate sunt pe poziții foarte ferme de sprijinire a Ucrainei și de oprirea Rusiei cu toate sancțiunile care cresc acum. E un nou val de sancțiuni care ceea ce s-a decis astăzi la G7 este esențial. Duș rece, ne uităm la televizor, la Moscova, Rusia câștigă războiul nuclear. Te și gândești cum câștiga, e posibil. Haide să discutăm. Nu câștigă nimeni niciun război nuclear. Nu poate nimeni să câștige un război nuclear. Haideți să vedem este o argumentele lor. Pentru că un război nuclear este sfârșitul tuturor. Argumentele lor și ne întoarcem. Nu можем выиграть ядерную войну, если мы вдруг начнем. Ядерный пепел радиоактивный Америки превратить можем только мы. Здравствуйте, это шоу «Новый мир», и мы стартуем с новым сезоном. Россия переопределяет свое место в мире. У нас есть только один путь, либо быть великой, либо никакой в нашей стране. Либо... Очевидно, потому что если мы не активизируем роль ядерного оружия, мы обречены как страна, а потом обречены. На самом деле, самым большим империалистом является русский народ, потому что мы народ империи, мы сформировались как империя, и это империя снизу, как и монархия у нас снизу. Это мы хотим великой России, это мы хотим сильного лидера. И появился Путин вот в 2000 году, то грубо нас бы уже не стало. Это можно даже не обсуждать. Нас бы уже не. Главное в этом мире ядерное оружие и средства его доставки. E o prostie, e o minciună, spune Ion Meioniță, pentru că războiul nuclear înseamnă dispariția planetei. Ei spun însă că o bombă nucleară tactică aruncată, nu știu ei unde, cine știe unde decide Putin, nu va atrage o reacție din partea Occidentului. De ce? Pentru că Occidentul e divizat și mai ales înspăimântat. Da, dar până la un punct. Dar noi știm că au fost făcute amenințări pentru aproape că, publice. Putin a spus că nu va face asta. Deci Putin, ascultați pe propagandiști, Putin săptămâna trecută, în declarația oficială atunci la Sankt Petersburg, a spus că nu va face așa ceva. A spus el că e o prostie. Absolut. Deci este propagandă. Sunt proști ca masa cei da. care acolo erau vorba de atacul NATO. Da. Era vorba de atacarea NATO. Da. Dar s-a referit și la arma nucleară tactică. A spus că se poate gândi. A lăsat așa, nu e așa cum se numește asta, o incertitudine strategică. Însă, trebuie să înțelegem că asta este propagandă pentru ruși, dar și pentru susținătorii lor din Europa. Știți, ne vorbim de... Din nou lucrurile se leagă. Fraudarea alegerilor în România. Dar gândiți-vă că o doamnă a făcut campanie toată ziua de duminică pe TikTok, vorbind despre trădătorii din România și despre salvarea României prin intermediul Marelui Frate de la Răsărit. Și două zile mai târziu s-a dus la recepție la ambasada rusă. Oare legea română permite să faci campanie în ziua alegerilor? Nu. Chiar dacă nu prevede foarte clar TikTok-ul, eu bănuiesc că nu permite așa ceva. Și apropo, vorbim despre ce s-a întâmplat în Germania și ne înspăimântăm. În România au luat 20%, da. În Germania 16%. Nu, au luat 20% și cu extrema stângă.
Da, lăsați, nu, să luăm la extrema dreapta în România. Cu tot prietenii rusii sunt și acolo. Nu, în total sunt 8 eurodeputați pe care România îi trimite absolut la Bruxelles. Da. Da? Sunt 2 de la Șoș, da? și 6 de la AUR. Da. Nu o să-i trimită în aceeași grup politic, pentru că Terheș va fi la conservator, unde intrați ești acum. Intrați în detalii. Ei vorbesc după aceeași partitură, cântă după aceeași partitură. Da. Numai că grupul conservatorilor nu va fi, apropo de Meloni, care probabil va intra acolo, nu va fi pe aceeași linie. Vor fi niște mici diferențe de nuanță. Dar până la urmă, aceste amenințări trebuie să atingă opinia publică și trebuie să atingă acea parte a opiniei publice care are structuri neuronale care o fac capabilă să înțeleagă doar acest tip de mesaj. Pentru că, vedeți dumneavoastră, frica nu este resimțită de mine și de ceilalți din studio și de cei care ne privesc în același fel. Dar nu numai pentru că avem informații diferite, ci pentru că avem și structurată mintea diferit. Și din păcate... Prin idei, viziuni, nu prin structuri neuronale. Ba da. Deci plasticitatea creierului spune cât se poate declara. Teoria plasticității, că da, sunt oameni care gândesc conspiraționist pentru că și-au format căile de gândire conspiraționistă. Și știți, e ca un râu. În momentul în care gândești într-un anume fel mai multă vreme, devine un automatism. De asta e o iluzie să credem că vom schimba într-o campanie electorală sau în câțiva în România, dar da, trebuie să facem ceva. Pentru că ce s-a întâmplat în Franța este doar un avertisment. Apropo, în România ne mirăm, Corneliu Vadim Tudor obținea acum 24 de ani rezultate asemănătoare. Și politicienii români au spus că ei pot să gestioneze situația, preluându-i pe fasciști, pe extremiști, în partidele sistem. N-au rezolvat-o, pentru că problemele sociale, problemele culturale trebuie să rezolvate. Politicienii pot să se plimbe de la un partid la altul. Oamenii au niște probleme și ei nu... Noi vorbim despre creștere economică în România. Oamenii văd numai dezastru în România. Ați văzut și dumneavoastră. Credeți că putem să-i convingem că România o duce bine? Păi înseamnă că bolovanul nu poate fi oprit. Ba nu, poate fi oprit, pentru că este și partea plină a paharului. Nicu Ștefănuță. Tinerii care s-au mobilizat, 500.000 de voturi pentru candidați independenți, democrați, pro-europeni. Nu, paharul nu este... Dar chiar progresiști. Da, Ștefănuță e progresist. Cu Vlad Gheorghe... Nu, mă refer la Ștefănuță care a câștigat. Da. Și evident, susținătorii oamenii da, care... Da, dar Vlad Gheorghe a luat și el 200.000 de voturi. Da. Adică vorbim despre aproape 500.000 de voturi, cât au luat și ceilalți. Înțelegeți? Deci că nu e situația atât de gravă. Problema e că trebuie să ne mobilizăm și noi, dar trebuie să se mobilizeze și politicieni. Nu, aici este într-adevăr cheia. Ai nevoie și de un lider. Ai nevoie și de un Churchill. Până la urmă. Cel care să se pună în față. Vorbiți despre un lider al lumii civilizate. Exact. Pentru că noi ne gândim inclusiv la liderul nostru aici. Că nu, tocmai ce și am liderul nostru. Despre alegerile care prezidențiale. Care să spună oamenilor. Care sunt pericolele, de ce Uniunea Europeană este esențială pentru noi toți, de ce putem să ne culcăm liniștiți în fiecare seară că nu cad bombe, ne cad bombe în cap, că nu vine cineva să ne spună țara voastră e prea mare, în trecut am avut o bucată din ea, poate o vrem din nou acum. Într-o lume care va ajunge așa, Doamne ferește, așa se vor discuta lucrurile. Vom ajunge și noi cum a ajuns Ucraina, pentru că am mai fost. De ce spunem asta? Am trecut prin aceste perioade, nu cu mult timp în urmă, 100 de ani în urmă. 1940, nici măcar. Păi 100 de ani, nici măcar 84 de ani. Da, am trecut până aceasta. Știm cum este să fii pus pe masă și ceva cu un creion gros să înceapă să tragă linii pe hartă. Deci asta înseamnă că numai ordinea mondială și dreptul internațional și dreptul fiecărui stat recunoscut să existe. Ori asta trebuie să aibă un leadership. Dacă toți se ascund sub mese și fug și să facă nu văd, oamenii din păcate, nu mai nici au măcar repere. Atât, avem situația uitați, asta... Macron, numai o clipă, Macron este un lider. El și-a asumat. A avut curajul. Și a spus, pun piciorul în prag. Adică a zis-o, băi, ori într-o parte, ori în alta. Hai să lămurim odată situația cu cei cu extrema dreaptă. Dar indicând și problemele de fond, pentru că la noi vedem rar de tot dinspre Palatul Cotroceni, frecvent de la liderii celor două partide din blocul guvernamental, doar enunțuri să nu
alunece România spre extremism. Dar nimic despre substanța acestor dar probleme, cum niciun fel de acțiune guvernamentală. Da, e un mesaj roalert. E un mesaj roalert pentru că a început furtuna în București. Vă aduceți aminte harta Windy pe care vă arătam mai devreme? Furtuna aceea puternică a intrat în România prin sud-vest, mătură sudul țării, pe sub Carpați, a ajuns la București, atinge capitala, iar mesajul roalert spune că este vreme... E un mesaj de vreme severă, vijelie cu rafale care vor depăși 70-90 de kilometri pe oră, frecvente descărcări electrice și posibilitatea grindinei până la 23 și 40 de minute. Atât este estimată durata acestei furtuni puternice, este avertizare cod portocaliu. În București, ni se spune, a început deja ploaia, conform acestei alerte extreme, vântul va bate cu putere și e posibil să cadă grindină. Furtunile au avut efecte, pagube materiale importante în județele pe unde a trecut acest front atmosferic. Sperăm, credem că odată cu această noapte el va depăși teritoriul României. Ne întoarcem imediat cu detalii, rămâneți cu noi! Foarte interesant ce se întâmplă la concertul Coldplay din această seară. A fost invitat pe scenă, după aproape două ore și ceva de concert, Babașa. A revenit și cântă, asta după ce Chris Martin, solistul Coldplay, i-a pregătit pe spectatorii de pe Arena Națională. La un moment dat i-a provocat, le-a spus, haideți, huiduiți-mă. Huiduiți-mă, haideți, puteți mai mult, puteți mai tare. Acum să vă aud ca lumea, spunea la un moment dat Chris Martin. E momentul pe care îl vedeți acum pe ecran, după care le-a explicat spectatorilor că dacă vor să huiduiască pe cineva, atunci să-l huiduie pe el. Inițial a explicat Chris Martin, a fost supărat, s-a gândit mult la ce s-a întâmplat aseară, dar și-a dat seama că, de fapt, publicul nu poate niciodată să-l supere. I-a provocat pe oameni să-l huiduie mai tare, mai puternic, după care, vă spuneam și mai devreme, a invitat pe scenă un imigrant, un puști îmbrăcat într-un elefant și a făcut mai multe referiri la tragedia din Clubul Colectiv. Acum câteva minute, este ultima informație pe care mi-au oferit-o colegii, Chris Martin l-a invitat pe scenă din nou pe Babașa. Exact acesta este momentul, iar Babașa cântă. E, devine mult mai clar, dar era clar și până acum Ion Meioniță ce a vrut să facă. Da, bineînțeles. Și... a vrut să provoace această reacție, această discuție. Nu mai să provoace, dar a vrut să creeze o atmosferă detensionată, tocmai spunând, hai huiduiți-mă, de fapt era psihologia inversă. Pentru a-și putea duce mai departe mesajul. Pentru că era clar că nu renunță la mesajul său, mesajul pe care îl promovează în toate concertele din acest tur. Este un tur mondial, vorbeam mai devreme, și că nu va renunța, inclusiv la momentul cu Babașa. Și atunci, bineînțeles, a abordat altfel situația. Pentru că n-a avut toate informațiile legate de ce se întâmplă în societatea românească, de complicațiile care apar legate de muzică, de manele și așa mai departe. Și acum, probabil că a avut timp să gândească mai mult, să se informeze, să vorbească cu România. Ați văzut că a avut o întâlnire cu artiști. Probabil că a vrut să vadă la față la firul ierbii și-a creionat această strategie și eu cred că funcționează. Cred că văd că stadionul e plin. Da. Deci oamenii au venit în continuare la concert, ar fi putut să spună nu ne mai ducem că uite... Cumpăraseră bilete. Da, păi cumpăraseră, dar dacă ești atât de dezamăgit, nu te mai duci, nu? Dar iată că stadionul e plin și probabil că... cred că a găsit o cale bună de a comunica cu publicul. Radu Albu Comănescu, vrem și părerea dumneavoastră.
Dați-mi voie să vă spun că ascult Coldplay cu mare plăcere. De Babașa nu am auzit decât în acest moment. Am văzut un anumit mesaj, de altfel cu destul de mult conținut și pertinent, postat de el pe Facebook. Dar ce să vă spun, sunt un pic dezorientat, în sensul în care aceiași oameni care acum se supără că aud în public, într-un asemenea context, manele, sunt cei care nu refuză să danseze pe ele sau să le asculte într-un alt context și sub o altă formă când se ivește ocazia. Și stau să mă întreb de unde e acest dublu standard în opinia publică românească, când ar trebui să ne asumăm faptul că sub o formă sau alta au devenit un fenomen asimilat inclusiv la exterior și identificat adesea cu România. Și se întâmplă de mulți ani. Deci, poate ar fi bine să ne gândim la sinceritatea cu care ne scandalizăm în fața unui eveniment care, până la urmă, va rămâne destul de exotic în istoria concertelor internaționale din România. Domnule profesor Lefter, faptul că insistă, ieri a fost controversat, astăzi e de-a dreptul asumat. Da, și am putea să ne gândim la mai multe interpretări, că ieri a fost o improvizație și acum e o încercare de justificare a acelei improvizații, dar ne putem imagina și că și ieri de fapt a fost ceva calculat, o pregătire promoțională, autopromoțională, pentru că este pus în valoare acest tânăr cântăreț, dar este pus în primul rând în valoare trupa Coldplay, cu tot ceea ce ține și de istoria, într-adevăr, de activism public, civic, politic al acestei trupe și, la urma urmei, a genului. Cu huiduitul de astăzi o să rămân. Da, e, sigur, te poți lăuda că cel mai vast, amplu huiduit l-ai obținut la București. Da, nu cred că e... se va stinge. E genul de episoade care stârnesc foarte rapid pasiuni, se bulucesc mulți pe rețelele sociale să-și dea cu părerea. Presa n-are încotro, ca să spun așa. Noi acum n-avem încotro. Nu știu dacă ne-am fi vorbit înainte și am fi putut să avea drept să decidem dacă să discutăm sau nu subiectul, să fi decis să nu-l discutăm. Domnule profesor, presa trebuie să-și facă că Babaș a urcat pe scenă fără să fi fost premeditat momentul în vreun fel, oricum fără să fi știut noi. Poate că solistul Coldplay își propusese de-aseară să revină cu Babaș. Tânărul, da, noi tânărul respectiv ar fi putut să nici nu fie în sală, de el era acolo, era pregătit. Domnule profesor Curvulescu, de obicei momentele astea sunt folositoare dacă ne auzim unii pe alții. Adică dacă unii dintr-o tabără îi ascultă pe cei din cealaltă tabără și poate se mai schimbă ceva la ei. Credeți că se întâmplă asta? S-a întâmplat asta acum? Nu s-a întâmplat asta de câțiva ani buni în România. Nu ne auzim. De fapt, de când au apărut rețelele taberele sociale... Taberele doar se scuipă și nimic altceva. Dar nu se înjură, se scuipă. Fiecare trăiește în bula sa și nu acceptă punctul de vedere al celuilalt. Situația este din ce în ce mai complicată. De fapt, problema comunicării între grupurile care formează o societate este foarte dificilă. Diferențele cresc, prăpăstiile se adâncesc. Aici vorbim despre forme de expresie culturală, dar, cum vă spuneam în pauză puțin mai devreme, când am avut prima discuție, eu am asistat la o dezbatere legată de rock, care era privit în contradicție cu manelele. În cazul ăsta, rockul nu e deloc în contradicție, ci din contră. Nu numai că s-a întâlnit, dar le pune în evidență și le pune în evidență ca pe un mesaj social. Pentru că în Occident, manelele nu sunt privite ca în România, ca o formă de subcultură, expresie subculturală a unei minorități periferice, ci sunt considerate ca o formă de expresie a celor care sunt exploatați, a celor care sunt disprețuiți. Ăsta e motivul pentru care progresiștii americani și nu numai cei britanici consideră că manelele trebuiesc valorificate. E adevărat că manelele uneori pot să conțină, și am discutat foarte mult asta în ultima vreme, și elemente antifeministe, masculiniste și așa mai departe. Dar e vorba nu de acea parte a manelelor, ci de modul în care ne raportăm la
o formă care aparent e minoritară și care are drept în societate, în cetate, la fel ca toate celelalte. O formă de manifestare culturală. Și nu numai, știți ce, o formă, o muzică reprezintă și un sistem de valori. Dacă oamenii o ascultă, și o ascultă, majoritatea nu o ascultă, la nunți, ați văzut nunți fără manele? Vreau să... Ei, aș zice că puțin la nuntă publicul e captiv. Nu prea alegi. Dacă ești nuntaș, nu huidui. Dar eu la nuntă nu se huiduie. Dar vă spun că acceptă. În general acceptă. Face parte din sistemul cultural care e acceptat. Eu am fost la nunți fără manele. Sunteți un om care ați avut experiențe deosebite. Ați știut să vă alegeți nunțile. Sau m-au ales ele bine pe mine. De ce cântați? Dacă v-aș spune că în Junețe am fost scurtă vreme folchist, m-ați crede? Mai bine folchist decât manelist? E oare adevărat asta? Eu cred că da. Domnule profesor Albu Comănescu, e despre muzică dezbaterea asta? Este despre noi, despre felul în care ne vedem unii pe alții, despre felul în care ne detestăm unii pe alții? Este, nu știu, până în același timp, cred că e și un material inflamabil în această perioadă în care oricum societatea este divizată și de opțiuni electorale. Deci e un strat, un surplus, să spun așa, de element care e ignifug, dar e interesant să vedem ce proporție poate să capete și dacă până la urmă reușește să creeze identificări care depășesc societalul și dacă merg înspre zona culturalului ca un soi de, nu știu, tranșeizare a opiniei culturale. Dar e un fenomen, aș spune, pe moment, aprins de context. N-aș merge până la aș spune că chestiunea va continua și că vor exista și mai târziu în toamnă, cum să spun, opțiuni de acest gen. Sunt manelist sau nu sunt manelist, mă atașez de anumite valori și asta înseamnă votez într-o anumită direcție. Pentru mine e un moment în care cele două curente se îmbină, acest fenomen cultural cu priza politică în care trăim în acest moment. Sunt ultimele minute și, domnule profesor Pârvulescu, aș reaminti momentul în care ne aflăm. Ucrainenii au primit ajutorul, dar încă nu au tot ce le trebuie. Aflăm de la ei că lovesc cu rachete HIMARS foarte multe ținte din Crimeea. Aflăm tot de la ucraineni că rușii se pregătesc pentru o nouă acțiune pe frontul de est. Războiul este la granițele României. Uniunea Europeană este în recompunere după alegeri, după niște alegeri șoc. Nu sunt șoc. Nu sunt de acord cu domnul profesor. Nu sunt șoc. În primul rând pentru că așteptam acest rezultat. Ca să ne șocheze ar fi trebuit să nu ne așteptăm la el. Pe de altă parte, nu este atât de grav pe cât ne așteptam. Pe cât ne așteptam dacă ar fi fost să fim surprinși, adică ne așteptam la o surpriză gravă. Nu, dar sondajele de opinie indicau scoruri mult mai mari și pentru AFD. Singurul sondaj care se confirmă e cel din Franța, unde știam de 3 luni de zile că au 32% și au avut 31,5%, deci au fost acolo. Dar v-am dat exemplu cu Italia. Se vorbea despre plebiscit și 40%, au obținut 28%, iar adversarii 24%, deci se spunea că sunt laminați. Deci, în realitate, așa cum se spunea, democrația rezistă. Dar, pe de altă parte, da, e un risc foarte important pentru că Putin și-a atins parțial obiectivele, mai ales să fractureze societatea noastră, să ne facă să ne punem semne de întrebare. Și mai ales, datorită problemelor pe care le-am discutat mai devreme, a lipsei de comunicare, să nu putem să reconstruim comunitățile. Pentru că asta este problema pe care o avem. În acest moment e dificil să reconstruim. Nu e imposibil. V-am spus că paharul are și o parte plină și trebuie să o privim și în România și în Occident. Vedem și partea plină a lucrurilor. Peste tot există pro-democrați. Eu nu cred că oamenii votează împotriva democrației. Dar astăzi am aflat de la niște tineri, elevi de liceu, că într-un mare liceu din București există grupuri de clasa a noua de elevi care își asumă identitatea legionară și care fac propagandă directă împotriva democrației. Asta este o problemă. Este. Deci, apropo de ce discutam mai devreme, e nevoie de o reacție structurată și rațională, pentru că altfel situația va scăpa de sub control
și toți vom fi responsabili. E adevărat că nu avem rezultatele finale pentru sectoarele 1 și 2 din București, dar fără legătură, e o noapte furtunoasă, la propriu. Pentru că în momentul ăsta, din informațiile pe care le primesc de la colegii noștri, sunt în plină desfășurare furtuni puternice în județele din sudul țării, furtuna a atins capitala, plouă puternic, există o avertizare ro alert de vreme severă, vânt puternic de până la 90 de km pe oră și este posibil să cadă grindină de medii sau mari dimensiuni. Vedeți pe ecran furtuna în desfășurare în capitală până la ora 23:40. Andreea Popa vă așteaptă cu ultimele date. Mulțumim, rămâneți cu noi!